Descoperirea a fost făcută anul trecut lângă Sebeș, însă cercetătorii abia acum au făcut publice detalii despre o seminte. Ei spun că specia de pterozaura a trăit în Transilvania în urmă cu 68 de milioane de ani și avea o anvergură aripilor de aproape 3 metri. Creaturile aveau gâtul și ciocul lungi, iar datorită aripilor puternice se adaptau rapid zborului planat. Știrea a fost preluată imediat de revistele științifice din întreaga lume.